Am fost în acea zi cu numărul 152 al războiului începând cu Vladimir Putin în Ucraina. Exact 5 de la începutul invaziei, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat duminică la Cairo, contrar declarației anterioare, că Rusia încerca să răstoarne guvernul Ucrainei. Pe de altă parte, președintele Volodymyr Zelensky a spus că Ucraina va continua să facă tot ceea ce ar putea provoca multe daune inamicului său, subliniind și inclusiv rușii care speră să piardă. În mod separat, președintele german a spus că Rusia nu a fost mulțumită să restabilească granița, nu mulțumită să ocupe teritoriul unei țări independente și suverane, dar a fost să conteste statul Ucrainei. Textul este direct Digi24, ro, care include evenimente din Ucraina pot fi urmate aici. Situația frontală a Ucrainei în perioada 24-25 iulie. Sursa: studiul Institutului pentru Războiul din Washington. Rusia dorește, de asemenea, o instanță internațională pentru infracțiuni împotriva umanității în Ucraina. Actualizare 10.13. Șeful Comitetului de Investigații Rusian a anunțat luni că Moscova a acuzat 92 de membri ai forțelor armate din Ucraina împotriva umanității și a propus o instanță internațională susținută de țări precum rapoartele Bolivia, Iran și Siria. Ziarul guvernului Rosii Kaya Gazeta a citat luni șeful comisiei, Alexander Bastrikin, care a acuzat peste 220 de persoane, inclusiv reprezentanți ai celei mai înalte comandamente ale forțelor armate ale Ucrainei. Ucraina a fost implicată în crima de pace și securitate a umanității, care nu avea o limită, a spus el Arsen Danbas. Foto, imagine Profimedia. Bastrikin, comitetul comisiei, tratat cu o crimă majoră, a declarat că 92 de comandanți și subordonații ai acestora au fost acuzați, iar 96 de persoane, inclusiv 51 de comandanți ai forțelor armate, au fost urmăriți penal. SUA și mai mult de 40 de țări au convenit la începutul acestei luni să coordoneze investigațiile cu privire la presupuse infracțiuni de război din Ucraina. Citiți continuare aici. Ministerul Apărării Britanic, dilema rusă în Ucraina, consolidarea ofensivei Donbas sau întărirea apărării în Herson. Actualizare 10.10. În evaluarea de luni dimineață Front Ucraina, Ministerul Apărării Britanic a trimis că Rusia se confruntă acum cu o dilemă, să aloce mai multă forță pentru ofensivă în Donbas sau,